când vegetație uscată. Grecia, care se confruntă mai devreme decât de obicei cu incendii masive de vegetație, cere ajutorul Uniunii Europene. Singurii pompieri care îi ajută în aceste momente pe cei greci sunt veniți din România și din Malta. Este nevoie de mai mulți și din alte state, spune guvernul elen. În apropiere de Atena, flăcările de 5 metri înălțime au forțat autoritățile să evacueze mai multe case și o mănăstire. Cele mai mari probleme sunt în regiunile din jurul Atenei. Incendii mari la doar câțiva kilometri de periferii, și la nord și la sud de capitala greacă. Pădurile de pe dealurile din jurul localității Mandra, aflată la doar 20 de kilometri de centrul Atenei, s-au aprins de la temperaturile mari și de la secetă. Localnicii evacuați din casele amenințate de incendii privesc acum din locuri sigure elicopterele de pompieri care aruncă apă peste flăcări. Un grup de maici pe care polițiștii l-au evacuat din mănăstire s-au rugat înainte să plece. La nord de Mandra, aceeași situație. Pădurile din jur ard necontrolat. Poliția bate din poartă în poartă și le cere localnicilor să plece cât mai repede. Τώρα ο Θεός να πάρει το χέρι του, κάτι παραπάνω δεν έχω να σας πω. Είμαστε 6 άτομα. 4 παιδιά. 4 παιδιά και 2 εμείς μεγάλοι 6. Είναι με τα 2 τα σκυλάκια μας, τα πουλάκια μας. Sunt incendii mari și la sud de Atena, la doar câțiva kilometri de aeroportul internațional. Flăcările continuă să se extindă și să ardă suprafețe din ce în ce mai mari, în ciuda eforturilor pompierilor. Mai grav, se apropie de case. Se capie să îmi perno de gineca, mă zile, eba mesa pe kinto posise, mă lea apară tipota. O posise, ți lui, flăcii sigane, igane 4-5 metra. Sute de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor. Pompierii greci primesc o mână de ajutor și de la colegilor din România. Zeci de salvatori români sunt în Grecia în prima misiune din acest an. Flăcările erau de peste 10 metri și erau la maxim 3-4 metri de proprietățile civililor. Vântul avea rafale de peste 60 de km pe oră, iar temperaturile erau peste 45 de grade. Au izbucnit incendii și pe malul celălalt al Mării Egee, în Turcia. Armata a intervenit deja cu elicoptere și avioane specializate în stins incendiile. Sunt numeroase focare în jurul strâmtorii Dardanele, iar acestea avansează de la o oră la alta.